părinții lui ne-au invitat să mergem să luăm fucking colivă. Și omul avea pregătit pe telefon jocul ăla cu Adevăr și Provocare, ediția 18+. Haide să începem cu story time-ul! În primul rând, acest story time va fi despre primul meu date ever. Experiență pe care eu nu cred că o să pot să o uit literalmente niciodată. Și faza cea mai interesantă este că a fost un date din greșeală. Eu nu m-am dus acolo cu ideea că ar fi un date. Eu m-am dus acolo ca să prind Pokémoni. Acest eveniment s-a întâmplat când aveam 13 ani. Și cumva, prin intermediul rețelelor sociale, am cunoscut un băiat care cumva era din același sat cu mine. Și eu nu cunosc pe nimeni din satul ăla. Ok, acum cunosc, dar atunci nu cunoșteam pe absolut nimeni din satul ăla. E literalmente un sat bântuit, nu stă absolut nimeni acolo. Eram 100% convinsă de faptul că sunt singurul copil de acolo. Bă, și prin intermediul Instagram am găsit un tip care zice: hei, Carina, lol, nu știam că ești de aici și eu stau aici. Și eram, what? Cum adică și tu stai aici? Dacă și tu stai aici, cum se numește magazinul non-stop pe care îl avem? Și a răspuns cu numele corect, bă, și într-un timp foarte scurt. Și așa mi-a demonstrat el că el e din sat cu mine. Și eram șocată de treaba asta, eram, what the fuck, există un om în sat cu mine cu care pot să ies și nu e bătrân sau bețiv, wow! Bine, a doua, nu știu neapărat. Eu aveam intenții pure de prietenie și în momentul în care am văzut ocazia să ies din casă cu un om, am făcut-o. I-am dat mesaj frumos: bă, dacă tot suntem din același sat, nu vrei să mergem să prindem Pokémoni? Asta era moda pe atunci, ok? Noi ieșeam din case ca să mergem să prindem Pokémoni. Era o chestie total normală pe atunci. Noi chiar făceam treburile astea. Știți Pokémon Go, nu? Dacă nu știți, sunteți prea tineri. Sunteți efectiv prea tineri să vă uitați la chestia asta. Așa că eu legit m-am pregătit cu telefon, cu tabletă, ca să prind Pokémon prin sat. Neironic, neironic, eu nu glumesc absolut deloc cu chestia asta. Și băiatul ăsta era: mamă, da, haide, că și eu mă joc Pokémon Go, am 50 ceva de Pokémon, am intrat în nu știu ce battle-uri, chestii, căcat. Pă, și ne-am dat ca punct de întâlnire punctul de battle, punctul de arenă pe care l-aveam noi în aplicație, care era biserica, biserica satului, frate. Și ne-am dat întâlnire la biserica satului ca să prindem Pokémoni. M-am îmbrăcat, era iarnă, țin să precizez, era iarnă, rău de tot, era zăpadă. M-am îmbrăcat bine, geacă, ghete, pantalon din ăia groși, că am zis că dacă mergem să luăm Pokémoni, păi dar ne băgăm, frate, ne ducem pe deal, ne ducem pe pădure, am zis că bă, mergem hardcore și prindem Pokémoni. Bă, m-am îmbrăcat bine, rău de tot, fular de ăla la gât, bă, de-asta, cum se numește, bă, căciulă. Mamă, vai, vă dați seama, eram echipată, frate, bine, rău de tot. Plec din casă, mă întreabă ai mei, unde mergi? A, păi mă duc să prind Pokémon cu un tip. Că am găsit un tip care e aici în sat. Eu încă nu știu cum naiba m-au lăsat ai mei. Bine, având în vedere că eu nu prea ies din casă, m-au lăsat că n-ai, probabil s-au făcut și lor milă. Că bă, uite și-o găsit și fata asta pe cineva să iasă pe aici, hai, du-te, hai. Și nu am mai întrebat cu cine naiba mă duc eu să prind Pokémon. Merg spre biserică. Am ajuns la biserică și nu mai văd pe tipul ăsta cum stă și mă așteaptă. Dar știți ce se întâmpla acolo la biserică de fapt în același timp? Era o fucking înmormântare. Era o fucking înmormântare, dude. Și știți ce? Părinții tipului ăstuia erau la acea înmormântare. Am prins Pokémonii din fața bisericii și după aia, părinții lui ne-au invitat să mergem să luăm fucking colivă în pahar și vin fiert. Și asta nu este tot. Asta nu este tot, chat. Asta nu este tot. Pe lângă această chestie, după ce am savurat împreună o colivă pe băncile alea din curtea bisericii, văzând numai băbuțe care, săracele, plângeau domnul sau doamna care a degetat, habar nu știu cine, nu am cunoscut acea persoană, Dumnezeu să-l sau să o odihnească,
Bă, și după ce am savurat acea colivă, ne-am continuat drumul de a prinde Pokémon ca niște oameni total normali. Deci eu sper din toată inima ca băiatul ăsta să vadă acest clip și să-și aducă aminte cât de terminați am fost. Bro, deci datorită ție eu am storytime-ul ăsta pe YouTube, îți mulțumesc. Îți mulțumesc din toată inima mea. Ok, continuăm. După chestia asta de la biserică, am zis că bă, hai să mergem pe câmp, să vedem că acolo sigur trebuie să fie Pokémoni. Numai că el asta a zis, dar nu asta gândea. El voia să mergem acolo pe câmp ca să mă agațe, dude. Bro, deci fiți atenți. Drumul spre câmpul ăla era așa, prin tot satul, am trecut prin tot satul și am ajuns într-un capăt unde era un fel de stație de epurare a apei, nu știu ce naiba era chestia aia. Bă, și ne-am pus acolo, în fața noastră era numai câmp. Era pustiu, pur și simplu pustiu, frate. Ne-am dus acolo, ne-am pus pe un de-ala de... Era stația aia de epurare. Avea niște garduri imense din alea, cu sârmă ghimpată, cu toate alea. Și jos aveau niște stâlpi de beton. Și stâlpii aia de beton erau puși așa ca un fel de scări. Bă, și ne-am pus acolo pe scări, frate. Și eu tot ziceam, hai să mergem, să ne mai plimbăm pe aici, că poate găsim Pokémon. Hai să mergem să găsim, hai să nu știu ce. Bă, și băiatul ăsta încerca să-și folosească toate strategiile de riz pe mine. Bă, și gen, mă dădeam mai așa, se punea mai pe lângă mine. Mă ducea mai așa, iar se punea mai pe lângă mine. Toate căcat, tot așa gen. Bă, și la un moment dat face... Carina, vrei să ne jucăm adevăr și provocare? Și nu vreau să mă joc adevăr și provocare, vreau să prind Pokémon. Am venit să prind Pokémon. Și omul avea pregătit pe telefon jocul ăla cu adevăr și provocare, ediția 18+. Eu mă uitam la el, el zicea, hai să ne jucăm, Și gen era, nu, vreau să prind Pokémon. Nu! Vreau să prind Pokémon. Am venit pentru Pokémon, du-mă la Pokémon. Și nu mai văd că dă spin la căcatul ăla cu provocările. Și pică provocare, sărut-o pe persoana care stă în dreapta ta. Cine credeți că stătea în dreapta lui? Nimeni în pana mea, eu eram în stânga. Și eu zis, bă, dacă nu e nimeni în dreapta, te iau pe tine, ești în stânga. Rizzler, mă las de pup? Bă, deci nu vă... Băi, uai, de capul meu, deci a fost, nu că cringe, bă, mă pișeam pe mine, de râs, nu de altceva, că mie nu mi-era frică de sau chestii, bă, mă pișeam pe mine de râs, frate. Omul, literalmente, 20 de minute, se uita la mine, eu încercam să văd pe unde naiba să o iau ca să mai găsesc Pokémon și omul se uita la mine și făcea, mamă, hai să ne pupăm, uite, hai să facem provocarea, hai să ne pupăm, lasă-mă să te pup. Într-un final am zis, bă, știi ceva? M-am plictisit. Du-mă acasă. Ce credeți? Încercam să plecăm de acolo. Omul tot încerca să mă ia de mână. Încercam să plecăm de acolo. Mă duceam mai așa, mamă, nu știu ce. Bă, și văd 5 câini în față. Deci, în momentul ăla, mamă, pe lângă în pana mea că acest om încerca să mă agațe... Mai eram și prinși, nu puteam să plecăm de acolo pentru că era o haită de câini în fața noastră. Și mai trebuia și să fugim de ei, pentru că dacă, doamne, vine ăia și gen fug la noi. Am ocolit, am luat-o prin câmp, efectiv prin mijlocul câmpului, am distrus la ăia recolta, ne-am pișat pe ea. Bine, nu era oricum nicio, era iarnă, nu avea nicio treabă. Păi și am luat-o prin câmp, nici măcar nu glumesc, cred că am ocolit câinii ăia vreo 15 minute, frate, prin câmp deschis, până când am reușit într-un final să ne cățărăm pe o stradă, să ne cățărăm, eram în șanț cum ar veni. Noi eram în șanț, era stradă din aia gen, așa, pe deal și noi eram jos. Bă, și am reușit cumva să ne cățărăm la o stradă și să ne întoarcem înapoi în sat. După toată aventura asta, te-am zis, bă, mulțumesc că ai ieșit cu mine, gen, nu mai vreau să prind Pokémon cu tine, îmi pare rău. Și m-am dus înapoi acasă. Și asta a fost tot. Eu voiam doar să prind Pokémon. Eu chiar credeam că mi-am găsit un prieten acolo în satul ăla cu care pot și eu să ies din casă. Și din acel moment, eu n-am mai ieșit din casă, prin sat, doar în oraș. Și asta a fost. El câți ani avea de zburau așa hormonii în el, tot,
tot 14, aveam amândoi 14 ani, 13, 14 ani, ceva pe acolo. Amândoi eram la... Nu, na, mai era și mic, mai bă, a fost cringe rău de tot, bă, foarte cringe. Mamă, cel mai, bă, cea mai cringe povestire pe care am... pe care am zis-o vreodată să mor. Pe asta nu cred că o știu nici ai mei, nici alor mei nu cred că le-am povestit în viața mea chestia asta. Asta a fost, am vrut și eu odată în viață să ies din casă, să mă duc să prind Pokémon și m-am trezit că mănânc colivă la o mormântare și că încearcă un tip să mă agațe pe... în câmp!